Lecturând capitolul ăsta 3, m-a atras atenția acest verset 14. Alerg spre țintă pentru primul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Când s-a citit versetul acesta, mi-a fugit așa gândul înapoi la copilărie. La mine, eu sunt în Argeș, în Săticul, Victorel din Argeș, aia sat, pe la podul Dâmbăviții, acolo. Până în anii 70 era ușor să-L iubești pe Iisus acolo. Nu erau televizoare, nu erau cinematografe, nu era. Ori am crescut și nu aveam prea multe posibilități, maica mea fiind pocăită, era și foarte exigent, avea 5 copii și nu aveam libertate prea mare așa de... Dacă nu ne găsea cu mingea, iar bateți popcicile alea, vin în coace ca să... câtă treabă avem noi. Era ușor, ne duceam la adunare, aveam un frate pe acolo care, când vorbea, avea o verbă așa de... sentimental, imediat te atrăgea. Dar am adus mai târziu, m-am gândit așa, nu cred că am înțeles eu că era vorba de dragoste, nu știu, ori din cauza mea, ori din cauza celor care ne-au predicat, n-am înțeles dacă că e vorba de... Era ceva de genul că iubeam pe Iisus, că a murit pentru noi, dar era nu lua, nu gusta, nu atinge ceva la atâta, cam la atâta. Și era ușor pe acolo, că n-aveam plan. Am venit în București, în 72, când am venit în București, nu? Ținta s-a dus, pentru că erau atâtea lumini și atâta venit de unde stăteam de la lampă, chiar cu lampă, și semafoarele mă încântau. Și cu toată hotărârea luată pentru Hristos am pierdut ținta din vedere. Ce are o cafea pe bulevard, ce are o plimbare cu Cismigiu, ce are o bere până la urmă la Gambrinus, ce are și ținta a rămas undeva departe de tot. Și Carol Davila m-a adus doamna Lucana aici, cea mai apropiată persoană care o aveam în București. Asta era familia Lucana. Am stat la ei vreo două luni în gazdă, după aceea în cămin. Și veneam sâmbătă la doamna Lucan, pentru că dacă n-aveam la cine să mă duc, veneam tot timpul. Sâmbătă ne duceam la piață, la obor, duminica, la adunare în Carol Davila. Asta cât am fost elev, până mi-am ieșit pe bani, când am fost independent financiar, nu prea am mai avut nevoie și nici de doamna Lucan, nici de părinți, nici să-i mai ascult. Ținta cam dispăruse de mult, aici veneam, vreau să vă spun că nu mi-aduc o frază de la domnul Lucan. Deci, veneam la adunare, zicea, mergem la adunare că predică Lucan, îi zicea doamna, predică Lucan. O frază nu mi-aduc aminte. Deci stăteam pe undeva pe sus, o frază nu rămânea, nu știu unde, nu mi-aduc aminte unde era mintea mea. Și ținta s-a dus. Așa că azi așa, mâine așa, pe bulevard s-a dus. M-am căsătorit, am plecat departe de adunare. Deci nici pe aici n-am mai trecut pe adunare după ce m-am căsătorit. Am avut 3 copii, petrecerile, s-a întrebat legătura de tot și cu Victor, cu prietenul și fratele meu, s-a întrebat de tot legătura și cu el și uite așa ușor, ușor am luat-o, nu mai având țintă și nici de cum vreo cum zice, un gând să mă însuflețească spre țintă, petrecerile și anturajele, așa m-au dus. Tot mai departe, și aveam 3 copii, mai trezeam așa din abură, așa, și noaptea mă gândeam așa. Erau momente când nu știam cum am venit acasă, în vreo noapte așa, și mă trezeam și dacă vedeam că soția e lângă mine, zic că a fost bine, nu ne-am certat, n-a plecat să doarmă în altă parte de copii, și mă gândeam, Doamne, ce fac? Doamne, ce fac? Șansa mea a fost pentru că știam de Domnul. Mi-e milă de alții care nu știu să-i spună, Doamne, scapă. Și Doamne, ce fac? Copiii mei stau în față, sunt cu alții, mă vede venind beat. Copiii
râd între ei acolo și îi face pe ai mei de râs și părinții, da, să nu pe bețivul ăla și da. Și mă gândeam, zic, Doamne, scapă. Veneam două, trei săptămâni la adunare, stăteam cu minte, veneam, știam că scăparea e la Domnul și în adunare aici. Veneam două, trei săptămâni, stăteam cu minte în... Cum mai uitam să mai trec pe aici, o luam înapoi și tot așa, până la urmă, într-o noapte m-am trezit plângând, Doamne, scapă, salvează-mi familie. Și dacă tu nu stai lângă mine, eu te scap, dacă tu nu vrei. Și am luat o hotărâre așa, zic, gata, nu mai, am terminat cu anturajul de la, am venit la adunare. A trecut o duminică, a trecut două, stau la Titana. Erau, cum ieșeai de la metrou, cărțimile erau, n-aveai să treci. Și în stânga trebuie să ai, și în dreapta dacă trebuie, n-aveai cum să treci pe lume. A trecut o duminică, am trecut două, am trecut trei, am trecut patru. Când mi-am dat seama că nu am nici, deci nu mai am nicio, luasem hotărârea, am luat hotărârea aici, am ieșit în față, n-am ieșit în față, am luat hotărârea și după vreo 3 săptămâni la 4, s-a trezit în mine un gând, dar cine știe, Carol, poate să mai te duci la o bere, să te mai duci la o... Zic, Doamne, ce înseamnă, ce gând e ăsta? Următoarea duminică, zic, nu știe, nici mea nu știe, practic, am luat o hotărâre, că trebuie, eu știa soția, că... Zic, nimeni nu știe pe o sală dacă mă vede să mă tragă de mânecă. Ce faci, nu? Și am ieșit în față și am luat hotărârea și am scăpat și de gândul acesta. Mai aveam țigările, că am fost și un fumător de mulți ani la Gara de Nord, în Titan, până la mine noaptea, nu conta. Și am zis, Doamne, m-am luptat eu așa în felul meu, nu prea cu multă voință, nu prea cu multă... Și într-o seară am terminat țigările și am săturasem de... Eram așa sătur de neputința mea, de lipsa mea de voință și de țigări, că era cu, cum să vă spun, am... Și, da, m-am dus la 7 seara, așa, m-am dus, apoi așa am căzut, efectiv. Am căzut în genul și am zis, Doamne, dacă nu mă scap tu, eu nu pot, eu sunt terminat. M-am culcat dimineața, când m-am sculat, nu mi-am dat seama. Am luat, am băut cafea, am mâncat, am plecat. Pe drum mi-am dat seama că nu mă duc după, nu mă duc la țigări, n-am nicio treabă. Deci pot să vă spun că ziua aia am umblat ca slăbănogul de la partea frumoasă. Nu știau colegii ce e cu mine și ce se întâmplă. Că eram într-o verbă și într-o veselie și umblam, slăvin și lăudând pe Domnul. De asta am citit de aici, să nu pierdem ținta de vedere, că acum, dacă în 70 erau câte erau, acum sunt și mai multe ispite în jurul nostru. Deci, dacă nu avem grijă de țintă și nu ne însuflețește gândul acesta, repede pierdem. M-am pocăit, am venit, m-am stat după stâlp aici, nici n-am să citesc. Ce să citesc? Eu nu mă pricep să citesc, mai ales acum, mă mir că stau înaintea dumneavoastră să îmi spun gândul ăsta. Nu suntem obișnuiți. Când ne-am obișnuit cu 2, 3 care să, 4, să vină aceea și să se obosească toată săptămâna și noi stăm și ascultăm, mergem acasă, facem sau nu facem ce ne spune Duhul Sfânt, iar venim, iar ascultăm și ne trezim, dacă nu, iar pierdem săptămâna degeaba. Vă spun că m-am trezit după săptămâna, aceleași cuvinte și până la urmă, dar stai mă așa că eu n-am înțeles nimic din asta. Deci m-am dus la 3 miercuri la rând, n-am cugetat eu personal și m-am pierdut timpul degeaba să mă duc acolo să stau să ascult, să plec, iar să o iau de la cap și iar să ascult, iar, de asta zice aici, mie nu e greu să vă învăț bine. Și vă e de folos. Deci, până la urmă, tot se lipește, tot ne trezește Domnul prin Duhul Sfânt. Dar trebuie să avem dorința să... Trebuie să avem dorința să ascult. Dacă nu avem dorință, degeaba. Poate să ne toace la cap și teologi și neteologi. Și... Dacă citești, le mai spun la colegi, mă, nu trebuie să... Mă, și mie, mă, cum eu, că nu sunt așa vreo deșteptăciune, eu am înțeles. Problema e că dacă ne trezește Domnul prin Duhul Lui, ne deschide mintea și inima, înțelegem cum. Că dacă mă uit acum peste epistola asta lui Pavel, e doar să mergi. Cum zice el, mergeți pe urmele mele. Nu trebuie să studiezi prea mult, trebuie să mergi pe urmele lui Pavel, dar trebuie să vrem. Asta e că... De asta m-a dus gândul așa înainte și eu am pierdut ținta de mult.
în tineret. Acum nu vreau să mai pierd, asta mă gândul și duc, ești tu și zici ceva, ești, nu pot, că nu știu, nu mă pricep. Hai, lasă că mergi tu psalmul aici, mă zic, hai, du-te acolo și spune despre tine, așa cum ai pierdut ținta. Poate alții nu au pierdut-o ca mine, dar s-ar putea să o pierd acum, în vremurile astea, pentru că ispitele sunt mai mari. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc că v-ați ascultat.